Viorica Capșa a învățat să-și îndrăgească soarta așa cum este ea. Când și-a dat seama că băiețelul pe care l-a adus pe lume are un handicap locomotor grav, a decis că îl va iubi și mai mult și l-a perceput ca pe un semn divin. Acești copii nu sunt o problemă pentru noi, ci este o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, când îți dă așa un copil, ți-l dă cu un scop oarecare. Atunci când, după 15 ani de terapii, deplasări și tratamente costisitoare, Nicușor a plecat la ceruri, femeia a înțeles că singurul lucru pe care îl mai poate face este să-și dăruiască forțele copiilor cu nevoi speciale din localitate. Așa a început lupta pentru a crea un centru dedicat lor. Făcând pentru acești copii, aceștia îmi pare că fac pentru el. Au fost cazuri chiar când vreau să dau mâinile jos, gata, nu mai fac ziua de odihnă, nu mai fac nimic. Ajungem seara, sunt la orele 9 și când sunau copiii și îmi spuneam: Doamna Verica, dar noi mâine ne întâlnim? Și eu începeam până la 11 noapte, sun pe toți: hai, veniți mâine la ziua de odihnă. Chiar dacă se spune că timpul vindecă rănile, Viorica Capșa recunoaște că și acum își amintește de cei mai frumoși ani din viața ei. Cât a fost Nicușor, am fost fericită. Ce a scos? Am fost fericită pentru că toată lumea în sat îmi spunea: băi, săraca de ea, îl târâi la școală de subțăvori, îl aduci la școală de subțăvori, îl duci acolo, acolo. Dar noi am fost o familie fericită, dar acum este golul ăsta în suflet care, ce scuză, nu este fericirea asta. Centrul pentru copiii cu dizabilități din localitate poartă numele de Nicușor. Femeia speră că prin intermediul centrului va reuși să ajute părinții copiilor cu nevoi speciale să evite greșelile pe care le-a făcut și ea cândva. Mă simt că nu i-am dat ceea de ce au avut el nevoie. Ca o mamă, nu i-am tras atenția care trebuie, nu l-am dus la reabilitarea care trebuie. Eu știu că asta a fost cauza financiară, că n-am plecat cu dus și nu i-am dat tot ce trebuie. Și fix așa, în situația asta, sunt părinții aceștia din comună și din împrejurile. Și nu vreau să fac și ei greșeala care am făcut-o eu. În cele câteva camere colorate ale centrului este o altă lume. O lume care a trecut de barierele ignoranței și a reușit să devină colorată și frumoasă. Mihăiță este unul dintre beneficiarii centrului. Îi plac toate activitățile, dar cu o plăcere deosebită vine la orele de engleză. A învățat deja și câteva expresii, pentru că atunci când se va face bine și va ajunge în America, să se simtă ca peștele în apă. I like your center. I like the English very much because it's interesting language. Cristina Caraman este medic kinoterapeut și spune că deschiderea centrului în localitate este o victorie comună, mult așteptată și bine meritată. Mă bucur nespus de mult că copiii în sfârșit au câștigat dreptul la reabilitare aici, la ei în sat, deoarece este foarte greu să-ți deplasezi copilul cu dizabilități și este o mare victorie pentru ei, cât și pentru noi toți. Centrul pentru copiii cu nevoi speciale de la Grătiești a sensibilizat peste 140 de persoane și organizații din întreaga lume. Viorica Capșa recunoaște că fără suportul oamenilor cu suflet mare, ușile centrului ar fi fost și astăzi închise. Și chiar dacă drumul de la vis până la realitate a fost lung și anevoios, femeia spune că a învățat cea mai importantă lecție din viața ei. Destinul îți dă exact atât cât poți duce.